Salut și bine ați venit la un nou gameplay din Euro Truck Simulator 2. Vedem ce avem aici, avem un Dafix F-105 Super Space. Avem o marfă din anumită washing machine de la Bergen către Oslo. Avem câțiva kilometri făcut. Tirul este din noul patch 1.25. Am făcut un video anterior de prezentarea acestui patch. Proiectarea de sus și le vedeți și cu aceste manechine, de așa le zic, Michelin, sunt modul. Ia zic ce avem aici. Opa, păi ce-ai făcut, mă, mă? Avem remorcă de la Norder, firma din Arad. Cunosc această firmă, am lucrat cu tirurile acolo 3 ani de zile. Este o firmă super treabă. Plata la zi, deci totul, când a spus să-ți face plata, atunci se face. Deci nu este să te înșele. Ia să facem o mică prezentare la are. Numele de Norvegia. Numele de Gorj, de România. O remorcă bine configurată, la fel și capul tractor. Hai să dăm drumul, hai să vedem pe unde trebuie să mergem. Avem mai național. Hai. Nu e problemă, 543 de kilometri ne ține această mașină, acest cap tractor, acest mastodont, spuneam așa. Nică nu vreau să merg cu a treia, lasă-mi dau bantăia. Am gândit că vrea cu a treia, dar nu vrea. Fai să-mi cât treia. Avem 20 de tone, de-aia nu vrea să plece. M-am vrea șoferi. Se pune și plai. Problema. Iau curbele cu mâna stângă, ca un flex în ea, m-am îmbolnăvit la plămâni și mi-a dat doctorița să fac injecții. Sper să vă plac acest video cu noul meu mastodont Dafix. Am zis la descriere la video anterior, am scris acolo, de azi încolo o să fac video numai și numai cu acest Daf, iubesc Daf. Așa cum am mai spus, de seama am și în realitate și am ce să reproșez la... O să mergem ușor pe ploaia, mai ales că avem 20 de tone, imediat de racon. Nu vreau să știți că se simte greutatea pe DAF. Baga acum că nu vreau. Nu vreau cu asta.
frumoasă, lungă. Și că e de tren. O să dureze ceva cursa asta, mai ales dacă plouă acum, să merg ușor. Maxim 80 la oră, mai mult nu mai dau. Cum pot taxa? 93 de euro? Scandinavia asta te bagă în faliment. Pe ce să merg cu 60? Ușam pe pilot automat asta, asta pare ce se termină. Scuzați, prerup video. Fac întreb. Prerup. Cursa. Poate ce se termină. Gata. Peisajul frumos, uite, vreau să fac o poză aici. Vreau să facem o poză aici, ar putea frumos cu peisaj.
am terminat. Să urci. Cum am vrut să mă dau la ea. Deci eu văd, dar așa că aici avem de urcat, trebuie să consum, ai auto pe asta, bă, ce foamă ne-am, bă, tu știi ce iau, ce vine din față, autobuz, cam așa e și în viața reală. Serpentine, mamă, dar și ce trebuie să fac eu? Trebuie să dau jos GPS-ul ăla, că l-am pus aici în bord și nu prea am două GPS-uri și tu că ăla e mai fain acolo, tot timpul acolo mă uit, dar totuși n-are.
crezut că urcă? Mă rog că nu, vrea, nu vrea să urce. Fac să alimentez, că nu pot să merg mai departe, mi-e frică. Mai apățit lucrul ăsta. Chiar în peco, să mi se oprească motorul, mai apățit și nu mai vreau. Pe domnul Volkswagen CC, ai ce frumos, de asta vreau să-mi iau 18 ani. Așa de frumos e, nu știu, la fel de dimensiune, am așa, nu știu. Îmi place foarte. Acest patch, să știți că chiar îmi place cu volanul și cu mai ales DAF-ul ăsta. DAF-ul ăsta e totul pentru mine. Mai fel totul, adică totul din joc. Bine, acum am înțeles că o să face și Renault Euro 6. Chiar sunt curios cum se arată. De ce nu bagă și MAN și toate... Toate mărcile de camioane. Ce ne fac eu? Mai aminte. Să vă ajut doar 3,6 euro din 2014. Așa trebuie să... Eu știu că este greu să faci un... să creezi de fapt un camion, dar... Trebuia să mai aștepte să bagi toate deodată. Toate camioanele euro 6. Nu o să fac hărți sau alte. În 2014 până la sfârșitul 2016, suntem acum, avea timp. Bine, hai nu până 2014, până 2016, un an de zile, mai pe lucra în echipă 2-3, făceau și hărți, făceau și alea și
Poate este mai complicat și nu mă bag. Sunt destul de mulțumit de acest joc. Și de aceste mastodonte. Către 134 sau către în stânca sau unde ferește poate intri și nu mai ieși vezi o stâncă în fața ta acolo era. Eu trebuie de vă putea autobuzului, bă, mi-a, bă, aici așa se intre om, în curb. Și am uitat să vă spun, am luat bani, bac cu bani, de fapt, de CS, îs, vai, de capul. Am vrut să film aici maker ca alții, sau scor mai bun și am jucat un hack. N-am jucat mult, o zi, și gata. Deja seara, am jucat la 10, m-am băgat și văd acolo, exclus pentru nu știu ce, nu știu ce. Dimineața am intrat în val de pe contul meu, am fost acolo, fac bani pentru, nu știu ce, nu știu ce. Defectat stream-ul, nu știu ce, mai se au multe. N-are problemă, pentru voi mi-a e oarte. Dar da, totuși, dar fac bani, chiar m-am mirat să nici cu boții să mă lasă să joc. Dar cu boții, frate, da? Ce bani dau? Și viteză. Se mai întâmplă.
sus la DPS, să văd ce arată acolo. Deci acolo, o redu, fug mai am de mers. Dacă se schimba, nu avem să se schimba. Uite, ca așa a rămas băcat. Eu am trebuit cu ochii la acolo. Am ajuns la 110 la oră. Băi, bine, acum să mă uitam. O să fac cumva să mă luam.
vreau să iau astea pe aici, acolo, acolo, acolo. Am reușit să reușim un pic premolca. Ce cum e așa, de parcă ai zis și de proastă. Of, da, nu știu și cu mine de parcat și acolo. Am mult parcare, nu știu, nu m-am luat bine prima oară, față, trebuia să-mi bag pe nivel, fac, mă luam problem cu spatea generală. O, excelent. Da, și acum hai să încheiem. Dacă v-a plăcut, să nu uitați de like, share, subscribe. Sper să vă placă noul patch, noul DAF, în viitor noul renou, noua hartă. Ne revedem data viitoare. Vedem ce mai luăm de pe workshop sau vedem de pe ETS2 cumulete, ne prezentăm. Salut, numai bine!